Încearcă să intri pe unde nu-i nimeni. Îți dai seama că asta o să fac chat. Am nevoie de ajutorul vostru, așa că fiți atenți aici. Ai de capul meu! Suntem deghizați. Gata să intrăm în mansion-ul ăsta. Hai că mi-a luat cover. Vezi că nu mergi, îmi place violență, scârbosule. 3, 2, 1. Bine am regăsit la un nou episod de Mario Cell. Astăzi am revenit, astăzi este ziua războiului. Pentru că data trecută, dacă nu știți, a fost răpită Zumi de Virginica. Iar astăzi noi trebuie să o recuperăm. Bine măcar că avem doi oameni infiltrați acolo printre oamenii. Trebuie neapărat să vă duceți să vedeți episodul anterior dacă nu l-ați văzut. Astăzi avem un plan practic să o recuperăm pe Zumi. Dar nu știu dacă o să reușim, care o să fie situația. Dacă o să moare cineva, care o să fie situația, nu știu, o să vedem exact care este treaba astăzi în episod. Nu uitați înainte să începem să dați video acolo pe butonul ăla de like și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Hai să intrăm și noi pe stație cu oamenii, pentru că știți că noi aveam o stație pe care stăteam. Era cazul, ia, intrăm, bam. Uite că sunt încă pe stație, de aici, se află aici pe stație. O să stăm așa cu stația într-o parte. Și practic să vedem dacă se va întâmpla ceva, dacă ne vor mai da informații. Bă, că se odihnește, vedem care e treaba cu restul. Va trebui să mergem să luăm arme, iar după aceea trebuie să cumva să facem o operațiune de salvare. Nu știu dacă o să ne iasă, s-ar putea să dăm fail, dar sper să nu fim capturați, e tot ce sper. Hai puișor, hai puișor, trezire, hai. Sau și ceva? Ești bine? Bine, tati. Cum ai dormit? Foarte bine. Foarte bine? Da, am visat că eu cu tine și cu mami am mers la mare. Ai fost cu mami la mare până acum? Da, de câteva ori. O să mergem și noi împreună, dar problema e că trebuie să rezolvăm mai întâi mai multe chestii. Trebuie să facem rost de sora mea împreună de Zumi, trebuie să mă duc să o iau înapoi de la un om rău, știi? Da. Hai, vine un coi să vedem care e treaba prin casă. Lucy? Eu? Ce faci? Cred că ai luat boala. Niște yoga, așa, da. Cred că ai luat boala lui Bibi. Unde e Bibi? Că ea făcea yoga de obicei. Nu știu. Adică nu știi? Cred că acolo. În camera cealaltă? Da, da. Oricum pare că am murdar pe aici, nu știu, nu prea ai făcut curățenie. Adică. Ce faci, Bibi? Uite, stau tu? Bă, că stai. Stai bine? Păi, nu știu cum să zic, dar Zumi este răpită de un nebun care vrea să facă ritualuri cu ea. Și tu stai pe spate și... Ce mănânci, semințe? Gumă. A, gumă? A. Era cu mea dacă mâncai și semințe. Bă, Zumi e luată de nebunul, slash nebuna aia, Virginica. Păi, ce îmi face rău mie? Bă... E vorba de Zumi. Păi glumeai. Bă, mâncați, trebuie să mă duc să o salvez. Că e într-un fel. Dar de fapt nu e vina mea că e aia acolo. Dar într-un fel... Vina mea nu e, da, într-un fel. Dar înțelegi că dacă nu o salvezi eu, nu o salvează nimeni, nu? Probaxul? Bezea? Păi e acolo, dar trebuie să intru pe stație imediat acum cu ei să văd care este situația. Că auzi că mă țin la curent. Dar probabil trebuie să fiu și eu acolo, că după aceea o să se supere pe mine. Sunt fratele ei. Dai seama că trebuie să fiu și eu alături. Da, așa e. Păi nu așa e? Nu știu. Eu zic că așa trebuie. Ai tu grijă de Sebi, stați voi acasă, dar în siguranță de data asta, stați și voi fără nicio problemă? Da. Dacă e să vină da, cineva, ai, ia, bine, vină cu coace, vină cu coace. Vin. Să-i dăm o armă, ar trebui să-i dăm o armă. Nu știu, mă gândesc. Mă, s-a auzit ca și cum s-a zis. Ce zici, baby tic? A? Bună. Brav. Auzi? Ai da. Cumva o armă, ceva? Stai așa. Îmi iau din haine. Uite-mă că are armă, ești nebun? Are armă. Are armă nebună, ești nebun? Bun. Dacă are armă, nu că nu vreau să o cer gen. Noi o să ne ducem să ne cumpărăm noi niște arme de la magazinul ăsta din sătucul ăsta. Și trebuie să ne luăm și o chestie de spate unde să ne băgăm niște arme mai mari. Pentru că astăzi o să tragem destul de mult, astăzi o să avem parte de acțiune. Bun, de ce armă? Perfect. Să o folosești în caz că vine cineva. Am baza încă tine? Normal. Sigur? Da. Știi că cel mai important e să fie Sebi bine, da? Da.
Bine. Ai grijă ce faci, da? Sper să mă întorc când trec și să nu fie nicio problemă. Da. Bine, am caci. Știi că te iubesc, da? Da, și eu. Ai grijă, da? Da, te rog și tu. Mult. Și eu. Și da. Hai, pup jos. Ciao. Pa. Hai, ceea să mergem să vedem care e treaba. O să-i lăsăm acasă. Cred că n-are rău să-i luăm noi pe undeva. Bă, adevărat, dar asta, Petre, unde e? Mă, chat, Petre, unde e? Uite, tati. Am o întrebare. Sebi, eu mă duc să ți-am spus să recuperez pe zonă, da? Hai să vreau să te ia în brațe. Da. Mă, Petre. Doamne, Sebi. Chiar nu mă gândeam la Petre. Unde e Petre? Păi Petre l-am trimis la magazin să ia pâine și mâncare. Le-am trimis să ia de mâncare. Și pâine. Să ia pâine. Bine, ai grijă de el, da? Că după moare și maică-mă la cât de nebunie da, n-aibă și... Trebuie să-l faci cumva să-l trimit păi la maică-mea. Păi nu, că l-am trimis la un magazin aici aproape. Că știi că lângă noi aici e o secție de poliție și lângă secție e o... Aha, de mâncare. Alimentară. Și l-am trimis acolo. Ok. Bine. Hai că mă duc. Bine. Bine, să-mi baftă. Pa, tati. Pa. Se culcase. Da, trebuie să-mi pun o mască. O să-mi iau o mască de la magazin, că nu mai am acum. Fai, trebuie să-mi pun o mască pe față, neapărat. Aoleu. Recepționați? Bă, mă auzi? Da, bă. Îl bătă pe Frederico. Ce-i face? Ai auzit? Ai auzit, mă? Zi, mă. Zi. Îl bate pe Frederico, îl omoare, ești nebun. Vorbești? Omoare! Bă, tu vorbești serios? Da. L-au prins pe Frederico? Îl bate, îl omoare aici, ești nebun. Bă, tu vorbești serios? Coi, îl bat ăștia pe pisea! Wow, da, mă, Caterinc, amuzant, da. Bă, voi știți proști rău de tot. Pumare. Bă, voi sunteți... A murit pe seara, Frederico? Bă, voi sunteți proști, sunteți... Bă, voi trebuie să o salvați pe Zumi și voi vă arde de glume. Unde e Zumi? Zi, mă. Fii atent, mai acum suntem mai multe mașini gen la 8-2-2. Adică 8-2-2. De mașini gen, știi? Locația de 8-2-2 sau? 8-2-2, da, și sunt foarte multe mașini gen, nu știu, eu cu Bezea suntem un Porsche. Dar mai e un Porsche care seamănă cu noi gen, știi? Aha. Uh-huh. Și vor să meargă... Nu știu unde vor să meargă, dar... Unde țin pe Zumi sau ceva, cum suntem cu Zumi. Cam credeți că mai stați acolo, că mă duc și eu acolo. Cred că plecăm de îndată, că a zis că vrea să-i facă nu știu ce ritualul ăla. Astăzi îl face, nu? A? Astăzi îl face? Deja nu mai are un picior, să știi. Ce că... mă? Nu mai are un picior, Zumi? Nu mă... Câinele de lângă mașina mea. Bă, tu... Eu nu știu ce să mai crem, în cava și gura voastră. Păi l-a tăiat, că știi că trebuie să-i pună un picior la, la ritual. A tăiat piciorul câinelui ca să... Ah, ok, bine. Ar trebui să... Oricum e trizat. Și... A tăiat piciorul câinelui ca să tai piciorul lui Zumi, ca să-l lăs crească piciorul lui Zumi cu piciorul câinelui. Ca așa e ritualul. Bă... Pună picior de câine, labă de pisică... Păr de urs. What the f... Ok, eu mă fac, eu fac rost de niște arme și după aceea vin la voi imediat, da? Da, vino și cu tigurul, vino și cu tigurul. Cam cât mai stai acolo? Puțin, dar să nu vii aproape. Nu, îți dai seama că nu vin, stau departe, văd care e situația. Sunt, o să fiu într-un range. Poți să vii, să vorbești cu Virgil. Da, da, îmi dau seama, da, clar. Nu. Nu mă, stau la distanță, îi urmăresc, după aceea mă infiltrez și facem să fie bine. Mi-l infiltrezi? Am încheiat. Terminat.
Ok. Să activăm stația un pic. Așa, hai să luăm niște arme. Bă, deci, stai mă, să văd unde naiba se află. Deci cât a zis chat? Țineți-mi pe cea cât iau eu arme. Cât iau eu arme? 8-2-2 7 8 Uite, aici. Ok. Nu prea înțeleg ce caut acolo, dar să zicem pe aici că vreau să mă duc. 8-2-2, deci aici se află ei. Ok, sperăm să rezistă acolo cât mai mult. Hai să ne mișcăm repede. Dăm un special menu și ne luăm meniu arme. Ce ne luăm? Deci ne luăm special carbine, bulbul rifle. Uite de asta așa, exact. Extended supresor. Da mă, da, bun, avem supresor. Ne trebuie ceva cu supresor, guys. Pentru că o să trebuie să ne infiltrăm, asta e clar. Heavy pistol, echipează armă. Poate și un pistol cu supresor. Exact. Gata mă, mă, să vezi ce le facem. Mască, da, da, da. N-au sniper aici, cea, nu suntem așa de șmecheri. N-au sniper. Dai seama, meniu arme. Am luat-o ce ne trebuie? Cred că am luat-o ce ne trebuie. Double action. Hai să nu știu unde ăsta. Bun. Punem aici. Op. Hai să ne punem și noi la șofer. Da mă, dacă nu mai pornește ăsta. Cu cârie, cu mâre. Gata mă, cagulă. Da, ne luăm și cagulă, cea, dar trebuie să mergem în oraș ca să ne ducem la un magazin de la de haine. Hai. Mări mesaj. De la cine? Dai. What? Ați văzut că apărea că am primit mesaj. Ok, nici nu mă interesează. Nici nu mă interesează. Gata. Suntem bine, chat? Harabu? Bă, știi ce să vă spun? Nu cred că mai am numărul lui Harabu pe telefonul ăsta. Ăsta e telefon pe care l-am luat acum din casă. Deși seamănă, nu mai am niciun contact. Părere? Nu mai am nimic. Nimic, 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 nimic. N-am numărul cu Arabu momentan, dar o să facem râs de el. Nu e cazul, mă. Noi ne descurcăm singuri, nu-i așa, chat? Bă, suntem Mariusel, Scott, ne descurcăm, avem sânge de Justin, de unde, că e doar Justin mai mult. Aolo, cu ce am învățat de la Elda, care omul a plecat, dar poate se va întoarce, cine știe. Mă recepționați? Aolo. Spune că n-au plecat de acolo. Ok. Numărul Arabul are Anais. Îl luăm noi de la Anais. Ah, de la Anais? Mamă, Anais, nu știu cineva ce s-a întâmplat cu Anais. Ia n-am primit mesaj. What? Bună, iubi, te aștept diseară că... Ok, apăr mesaj. Te aștept diseară că am niște treabă acum, hai te pup. Bună, iubi, te aștept diseară că am niște treabă acum, hai te pup. Mă, ce telefon am luat din casă, că nu înțeleg. Mă, ce mi s-a murdărit mașina, ești nebun. Ceva, las-o așa, că e mai camuflată. Nici nu știu cine e, sau dacă... Mă, e ceva telefon care folosește Bibi?
Să ții cargula. Da, 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 trebuie să-mi iau neapărat, vă dați seama. Intrăm direct în pâine, chat. Intrăm direct în pâine astăzi pe episod, așa că țineți-vă bine. Să fie un episod interesant astăzi. Și neapărat intrați pe Trovo, pentru că următorul episod tot pe Trovo să fie. Și dacă vreți să vedeți episoadele mai devreme, intrați neapărat pe Trovo. Hai să luăm și noi de aici, repede să ne îmbrăcăm. Aveți linkul în descriere de la Trovo. Bun. Pa, unde ești? Pa, unde ești? Oh my god. Acum am luat o geantă, gata. Ok, bună. Gata. Am luat acum o geantă ca să pot să pun armele. Aoleu, eu apu jos. Am luat acum o geantă ca să pot să pun armele. Care e situația? Care e situația? Să dăm drumul spre voi. Mai sunteți acolo? Frederic? Da! Ok. Nu mai trebuie să iau. Cred că pe aici, oricum. Țin minte, ia stai să văd. Opa, aici, ok. Se pe stânga. Bă, dar câte mesaje dă ăsta? Bă, ăsta e Frederico ăsta care dă. De ce el e infiltrat și el dă mesaje, nu Mira? Sunt și cu bă, ne vedem de seară, ursulețul meu. Dai cu sine, ursulețul meu. Aolea, aolea, aolea. Ce răspund? Ce răspund? Ne vedem în altă seară mai bine. Pui. Sufletul. Pana mea. Nu știu. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Bă, voi sunteți ăștia, mă? Da, da, Geantă, nu trebuie să vorbești. Dă-i de două ori dacă e afirmativ, odată dacă e negativ. Ce? Cum? Ce? Dă-i de două ori pe stație dacă e afirmativ, odată dacă e negativ, ca să nu fie nevoie să vorbești. Da? Bravo. Unde e? S-a deconectat Frederico de pe stație. De ce? Nu l-au prins, nu? Bun. Ce se întâmplă? Aoleo. Mamă, sunt multe mașini. Mamă, câte mașini! Amară, băieții mei. Hai de capul meu și uitați-vă cum am eu mașina. Hai de capul meu. Și zoom e undeva aici, oare? Vai de capul meu. Păi da, am scris că e ocupat. Nimic suspect. Păi știu ce ar trebui să fac, mă? Păi eu n-am ce să fac, n-am cum să intru în ei sau ceva. Îi urmărim pur și simplu și nu face nimica, da? Dați de dor dacă afirmativ. Hai, da, deja. Mă, de un milion de ori, da? M-a luat-o în față? Acolo face stânga. Ok. Cât de repede se mișcă, bă! De ce se mișcă ăștia așa repede? Bă, tu ești spatele nostru? Da. Tu ești ultimul? Da, 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 eu sunt ultimul.
Sunt doar eu cu Fred înăuntru. Ah, bun. Nu vă suspectează ăștia, nu? Vezi că Virginica e aia cu BMW-ul, e aia cu BMW-ul. Nu se suspectează. Eu mă duc în față, mă duc în față. Haide, hai. Asta nu trag în tine cu tureta aia? Păi da, n-am de ce, că eu mă încerc normal. Păi față de prost. Și și prost rău de tot. Vorba de Zumi și tu ai chef de glume. Zumi e aici sau nu? Uite unde naiba o iau. Cred că acum merge la Zumi, cred. A, nu e Zumi cu voi? Nu. Urcă-te mașină la ei, da, ușor de spus. Cum se mor mă ceată mașinile aici, nebun? Pală mașina. Acum mă duc la un, la ofisă puțin să-i dau un jet. Bă, ești îmbrăcat și tu bine? Zi mă. Da, cred. Bine. Nu știu. Mamă, ce e? Bă, stai mai spate! Să trăiți, colegii. Moară, băieții mei. Vai de capul meu. Bă, ce au ăștia la intrare, mă? Păi eu nu trec niciodată, ești nebun? Nu mai puteți vorbi, nu? Am înțeles. Wow! Nu pot să stau, nu puteam să stau mai în spate, dar oricum nu cred că m-au suspectat. Sper. Hai să iau armele din spate. Își pune armele în vale. În ceanta. Gata. Mă, să nu mă vadă careva. Uite mașina acolo, vedeți? Vai de capul meu. Cerca să intri pe unde nu e nimeni. Îți dai seama că asta o să fac chat. Am nevoie de ajutorul vostru, așa că fiți atenți aici. Pentru că s-ar putea acum să fie... Bă, vezi că eu mai am o stație și au zis că... o să vin acum o tură de pătură până spate, ai văzut? Ok, ok. Eu momentan nu prea am ajuns nici măcar aproape de zona lor, dar oricum văd că sunt o grămadă de oameni. Mamă, chat, e derby. La mașină ai zis? Da, 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 da. Vrei să te duci la ei să vorbești cu ei? Uite, sunt doi. Da, da. Îi vezi, nu? Nu știu dacă îi vezi. Da, i-am văzut. Uite că s-au retras un pic. Un mai e doar unul la mașină. Cred că te-am văzut în stânga, dar nu știu sigur. A, nu. Mamă, cât sunteți? Cred că te-am... Tu ești ăsta? Oh, nu. Nu, nu. E pișonul la buschet. Aoleu, fix la buschet sau care vrea mea să mă duc, îl văd. Îl vedeți acolo în stânga? Fix aici. Ia uite-l aici. Uite-l aici. Și ăla acolo. Mamă, deci... Wow! E clară treaba. E clară situația. Pe Fedeco îl cheamă Matei în viața reală. Cred că te pe burtă. Sunt pe burtă, de-aia nu mă văd ăștia. Dar ăla se pișă la boschetul ăla. Genial. Pe toată lumea a pișat. Uite, și ăla acolo? Nu cred. Hai cum ai tot. Uite, vezi ce face ăla acolo, mă. Ăla face flotări.
locul meu sunt doi la mașini care fac abdomene și flotări. Am văzut și eu. Păi să nu se uite într-o parte. Vino și al... avansează în față. Mă avansează. Domnul care patrulează. Și mai e unul. Vino cu acasă, încercăm să-i luăm pe amândoi. Bă, cât sunt? Deci unul e aici, unul e acolo, încă trei aici, încă unul acolo. Bă, ești nebun. Mamă, și mai sunt. Mă, tu ești unul dintre ăștia, care ești, mă? Nu, unde? Nu știu, bă, dar sunt mulți rău de tot în partea asta. Sunt mulți rău de tot. Ai, dă capul meu! Stai jos, prostule. Mă, de sunt mulți rău. Deci, cred că te-am văzut, ăștia sunt acum care te uiți la mine, în partea asta, nu? Da, 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 te-am văzut. Ok. Vezi care e situația, ai doi oameni în spate, mai ai unul care vine acum la... Mă, la la întrebări pe Frederico, la întrebări pe Frederico. Vezi, atragi prea multă atenția, nu te mai uita, vezi ce faci, ai grijă. Nu mai ai nevoie să vorbești, o să țin ochii pe tine. Mamă, du-te cu mult cu topeu, da chat! După aceea, de ce te-a prins, Andrei? De ce te-a prins, Maurice, ești prost, de ce te-ai dus? Aoleu. Deci trebuie cumva să gândim cu cap. Ai de capul meu. Bă, trebuie să fie mai puțină lume. Bă, dacă aveam calculatorul GTA, mai aveam, intram peste vârsta și te ajutam. Aș fi avut nevoie de ajutor, sincer, acum că mă gândesc, chiar singur e cam greu. Așa că să fiu unde m-am dus și eu. Să pot să iei pe spate. Am văzut. Păi eu să încerc, dar e unul care e fix în zona mea. Like, nici n-am cum să nimerez pe vreunul, că sunt foarte mulți și dacă dobărăsc pe unul, și ceilalți sunt pe jos, știi? Te ajut și eu. Bă, mă ajuți, dar gen... N-ai cum să omorâm pe toți în același, știi că sunt prea mulți într-o parte, știi? Și vede unul imediat de alarma la ceilalți, că sunt mulți, nu-i așa? Dacă doar ți-a sunt în partea asta, închipui ce... Oculiști și iau pe spate, eu ce ți-am spus? Cura puțin, că nu e așa ușor cum pare. Că te pot vedea ăștia imediat. Frederico? Știu că tu ești ăsta. Ok, da, te-am văzut. Fii atent, nu. Fii atent. Tu rezolvi. Te puțin, mâncați aici pe ăsta. Nu amenința, că te văd. Tu poți să rezolvi pe ăla de lângă tine, dar nu alerga așa spre el, că e ciudat. Stai un pic așa, te plimbă-te pe lângă el. Ușor. Ah, vorbiști cu el? Ce e răz? Devenești acolo să-i rămâi? Îl execut eu pe ăla? Stai că au venit mulți. Nu, au venit mulți în partea asta. Hai de capul meu. Mă, care era ăsta? Ăla de acolo. Deci ăla de acolo pe care țin eu acum, ăla e Frederico, cred. Sper. Doamne, vezi. Mamă, bă, ce mă cac, ești bun? Ești idiot, vino afară și ajută-mă. Nu pot, că am căcatul la cură. Misiune secretă cu Bezea. Mai mergem, îmi place. Și fiți antene, e unul acolo. Ăsta de aici din fața mea. Tu ești din fața mea, Frederico, nu? Da, tu schema dacă ești tu. Wow. Ăsta din fața mea, Frederico? Mă, dacă alea e sniper. Oh, shit. Păi de capul meu. Are papuși Gucci, Frede. De la distanța asta nu se vede niciun. Poți să-l execuți pe ăsta cu sniper? Da. Și vezi că mai e unul în spate, îl vezi? Pe antenă. Îl văd. Dă-i acum dacă poți și eu dau Lola. Avansează.
Vino la mine, vino la mine, vino la mine, repede. Bun, bun, vino cu, vino cu, vino cu. Ia-l pe ăla, ia-l pe ăla, ia-l pe ăla tu, că vino cu, vino cu, bagă-l aici, bagă-l aici, bagă-l aici. Bun, 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 bravo, 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 bravo. Schimbă-te. Hai, ne-l dupui și schimbă-te. Da. Ule, vezi că vezi. Hai, stai un pic mai în față, mai încolo. Lasă că stau aici. Și caut o mașină. Schimbă-te, schimbă-te mai repede. Gata, 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 mă schimb. A? Cum e chat? Bun, gata? Semăn? Sunt bine? Da, e ok. E perfect, e perfect. Vino cu aici. Vezi pe ăla de acolo? Da. Vino cu acolo să vorbim cu el. Nu vorbi. Tu vorbești. Rezolvi-o pe ăla. Ai că rezolv. Hai de capul meu. Bă, suntem înconjurați. Suntem înconjurați. Ca zici, bă, dacă mă întreabă cine sunt, cum, ce zic? Deci. Ar trebui să-mi iau geantă? Că mă stă geanta cu oameni, că poate păr mai bine. Că tu ai geantă, mă înțeles, dar ei alții n-au. A, sau unii au. Îmi iau geantă, mă? Bă, hai să-mi iau geanta. Hai, mă. Mă să-mi iau geantă. Nu. Nu pe mine, păstrează pistolul, atât. Gat, ok. Bun, e unul în spatele nostru. Am văzut, da. Ok, unul în față. Cred că eu dau eu ăsta. Stai puțin, că trebuie să vedem dacă ăsta are vreun om și pe lângă. Mamă, să vedeți cum îi face pe rând așa frumos. Spate. E unul? Fii atent. Am văzut pe unul acolo. N-am văzut pe unul din spate. Încoci. Fii atent. Ia-o pe aici pe dreapta. Pe aici, și nu? Ține de 6 și-mi zici pe stație dacă vine vreunul de aici. De aici? De la hambar. Da, ok, ok. De aici nu vine nimeni. De aici nu vine nimeni. Dar vezi că... Vezi din partea aia la tine acum. Că acolo cred că sunt. Acolo. Ok, sunt doi aici. La mine e unul care se duce spre tine. Ai idee unde-i zoomii? Ca să o salvăm? Cred că în casă. Ok. Genial, trebuie să mergem în casă. Vine unul la noi. E că l-atrag la mine. Stai acolo. Mamă, i-a dat. I-a dat capac. S-a întâmplat ceva, colegu? Nu, no, nu, no, nu, no, e tot ok. Am zis că sunt cu bezea, e bezea lângă mine. Te-ai bezea fără pălărie. Era bezea, m-am speriat că am crezut că a văzut altcineva. Fere, m-am speriat. Se executăm pe ăștia. Fere, m-am speriat, am crezut că nu-i bezea. Cred că te-a văzut unul. Mă, că mă ajută, te-au geanta, hai că mă o să-mi iau geanta înapoi. Mă, dă să-mi iau geanta, că mă ajută, te-au căut geanta. Intră hambar și pune-te în genunchi acum, intră hambar, intră hambar, intră hambar. Genunchi, genunchi, genunchi. Să-l omori și... Unde e fata pe care o are... Bun, bun, bun. Nu știu eu, Virginica. Doar șefa știe, doar șefa. Nu știi? Nu. Zi-mi unde e, că te omor. Păi nu știu, eu nu știu, da. Bă, stai. Dă-ți eu ăsta. Hey man, după o lună în București.
Deci că eu doar l-ai zis? Nu, da, nu, dacă te poate vedea oriunde, oriunde. Trebuie să-l chem mai aproape. Bun, văd că zona e liberă, cred că puteți să-i dați lola. Hai că-l chem la mine, îl chem la mine, lasă la mine. Zona e liberă. A, se pișe. Bă, lasă-mă că la se pișe, mă. Păi, eu cum se pișe? S-a dus vizele. Se pișe și el încă. Eu dau? Vezi să nu... Nu, stai puțin, că nu știu dacă vezi. Bagă-l în boschet, bagă-l în boschet repede, bagă-l în boschet. Mamă, garanță și curea voastră. Hai că parcă am curățat curtea asta, un pic așa. E mai puțin al meu acum, clar. Vino cu mine. Mamă, ce, suntem bine, mă. Suntem bine. Mamă, suntem deghizați. Gata să intrăm în mansionul ăsta la Verginica. Păi știi care cum suntem, da? Păi să-mi dau pălăria jos ca să mă recunoști? Ar da, mai bine, dă-i. Nu mai e pe aici? Sfătă. Nu mai e lume pe aici. Cred că stăm prea apropiați, cred că stăm prea apropiați. Cineva sus, cineva sus. Mă cac. Bă, taci de... Scrie cineva sus. Mergem, patrulăm pe aici și facem, ne torcem. Băleu. Hai, noroc. Băleu, încă mai sunt mulți. Încă mai sunt mulți, bă, băiatule, mai sunt mulți. Colegu? Bă, stai aici, stai aici, stai aici. Ma! Ăștia sunt și în casă o grămadă. Vino cu amul, bă, vino cu amul, vino cu amul, vino cu amul. Sunt mulți în casă, bă. Nu mor, că n-ai cum. Ce faci, mă, Frederic, cu acolo? Stai la pe aici. Nu-i bine, frate, sunt și în casă mulți. Like, fun. M-a dus să văd partea de nord, curții. Fac ăștia, mă, cu ce șut dau aia pe acolo? Uite, să schimb vocea. Dacă e să vorbesc cu cineva, o să zic: "A, bine, ok." Dacă e să vorbesc cu cineva, da. Bun, idee că sunt foarte mulți și suntem foarte în spate. Suntem foarte mulți, cei de, da. Și avem după noi. Spărțiți-vă, bă. Vino cu a când... Vino cu a, mă! Eu? Da, vino cu a, ești prost, că noi suntem grupați, n-ai voie să te desparzi de noi. Ești sigur? Pare că să ne atragem atenția. Vino cu a. Vreau să vorbească cu tine, mă. Spune-ți. Tu cine ești? Cum adică? Edward. Zi-mi cine ești? Renat? Edward. Da. Tu cu părășul cine ești? Miguel? Da. Auziți, avem vreo Miguel pe aici?
Ia mă arăt, dacă... Luați-i repede, ascundeți-i, ascundeți-i, că nu s-a auzit, dacă... Luați-i repede, ascundeți-i. Cred că asta nu arată deja un pic, cred, dar nu știu. Era, era pe casă. Uite-l pe casă, uite-l pe casă, pe casă. Bă, hai să intru peste ei. Intrăm tare. Cred că da. Păi da, nu erau mulți. Dai un pic. E unul pe casă, fii atent, că le execute acolo. E unul care e în curte deja. Bun, bun. Close cover, close cover. Cine-i ăsta, mă? Era să-l dă omor. Vizia, treci încoace, treci încoace. Pare un pic mai gol acum. Cred că sunt și pe sus, stai. Bă, poate sunt și pe sus, stai puțin. Stai ușor, stai ușor. Și ăștia din casă? Bă, bă, vezi că, vezi că, vezi. Mă uiți pe Virginica. Vezi în față. Hai că mi-a luat cover. Stol. Oleo. Oleo. Avem ce să mă, să mă. Ține eu. Maleu, cât sunt. Stai cu noi. Nici nu știu care să trag. Mi-e frică să tragă, nu știi, nimă. Poate e unul dintre voi. Morți, morți, morți în față. Vedeți să nu trageți mine, nu trageți mine. Nu trag, nu trag. Bun, din câteva sunt majoritatea morți. Afară, afară, afară! Pe o mașină. Vedeți să nu lăsați să coboare de sus. Treapta, treapta! Mamă, cât trebuie să trag în el! Să nu vezi să nu coboare nimeni de sus, că sus este, stul asta. Bun, hai să mergem sus, ușor, ușor. Stai puțin, să fim sigur că am asigurat totul. Mai uitați-vă, stați ușor aici, așteptați-mă. Verific tot. Uite, vezi? De unde? Mamă, direct în cap i-am dat. Direct în cap. Vă că tot să leșinați. Mă, ce-mi place că totuși a fost atât de mult măcel, dar totuși a fost atât de liniște. Ce bă, să mai, mă, la... că unde să știi, ești nebun? Care mai e, mă? Bă, ta și mă, ești dobitoc? Care mai, mă? Sus, sus. Asigur aici. Frederico, stai puțin în spate, că poate să vină ăștia. Liber, dormitor. Liber dormitor. Liber dormitor. Unde să știam? Liber dormitor. Gata, gata, mi-o ca. Liber și liber baie. Aaaa, ia uite pe frumoasa mea. Scârbe ordinare. Scârboșilor. În genunchi. Nu mai trage. Că trag în tine după, hai. În genunchi. Păi, vezi că o am pe scârboasea ta. În genunchi. Unde e Zumi? Ține afară. În genunchi. Ține afară, ține-o la scârbi. Ține, ține.
Ai vrea tu să știi unde e Zumi, scârboșule? În genunchi, hai. Pune-te în genunchi, acum. Așa. Ia spune-mă, care mai ești șmecher acum? Berginico. Băi, scârboșilor! Bă. Care ești șmecher acum, mamă? Tu crezi că pe Vergiu e așa cu violență ușoară, scârboșule? Scârboșule! Scârbă ordinară! Îți rup mâinile, îți rup tot până-mi zici unde e. Nu zic absolut nimic, scârbă ordinară. Nu vezi că miroșa câine mort, scârbă, pleacă de aici, că puți! Ce cercei frumoși ai! Ce cercei, băgăței, cercei în curs să-ți bagi! Fiți antena. Crezi tu că zic, nu zic absolut nimic. Nu zici nimic, da? Băga, meș. Vezi că nu mergi, îmi place violență, scârbosule. 3, 2, 1. Bă, ușor mă, ușor. Nu mai da, gata, stop. Ai liniștit-o. O auzeam de afară. Mai aud că se trage, vezi, ai grijă. Înapoi, înger, ok. Hai că mai sfut una dacă nu. Stația, are stația? Ia că iau stația. Scârboșilor. Ia stația. Unde e? Dă stația asta încoace. Zi unde e. Nu zic nimic. Mi. Nu zic nimic. Verginico. Distruge stația. Pot și mai multe, nu mă face. Nu zic nimic. Nu zic nimic? Trei. Sigur că nu zic nimic. Asta o să simți. Nu, dar nu dacă te trebuie să ai. Zi, nu zici? Nu zic. Auzi? Vrei, zici? Nu. Auzi? Crezi că dacă am un sânge în gură. Bă, băiatule. Știi ce dore cel mai mult? Mm. Un cap de ardeu în gură. Crede, nu mai de unde te-o lasă. Dați-vă. Crezi tu că zic eu, zic nimic, scârbă. Bă, gomiș. Bă, gomiș. Zifon, auzi. Zi, n-auzi. Ușor. Mă, tu mă înțelegi că nu mai ai cam pe nimeni, adică că am rezolvat cam pe toată lumea? Adică dacă nu începi să ciripești, deja o să fii tu următor, să știi. Zici? Eu nu-s cu violența, eu-s direct cu glonț în cap, dar... Zici? Ție ți-aș face mai multe dacă nu-mi spui mi-a. Unde e? Bine. L-ați omorât pe Bernie. Cine-i Bernie, mă? Ca să știu dacă l-a omorât sau nu. Zi, mă. Îți zic și unde e ăsta altul, Bernie, Bemi... Cum îl cheamă pe el? Zi unde deci e Zumi. Deci Belmi e în viață, Belmi. E în viață. Dacă îmi zici dacă unde e Zumi, spui, da. Ți-l duce la tine dacă vrei. Bine. Cine e Berni? Zi unde e Zumi. Bine, bine. E cu Păduche. Și unde e Păduche? Zi, unde e Păduche? E la Grajd. Grajd? Du-te mă la Grajd. La Grajd? Du-te. Bă, ai grijă ce. Bă, ai grijă. Da, mă, du-te, că stau aici pe. Ai grijă. Da, mă, du-te, hai rapid. Nu te atingi de Belmi. Nu mă atingi de nimeni. Da, da. Ai grijă. Du-te, dacă minți, vezi că moare direct toți. Și tu și tu torturat, să vezi ce-ți fac. Dacă nu e acolo. Rodrigo, hai după Zumi. Hai după Zumi. Stai, așteaptă. Eu mai aici? Ce faci? Și mai torturează puțin. Mă. Cred că avem oaspeți. Băi, de capul meu. Mamă. Ce scrie? Octonor. Mamă. Ce scrie? Ce scrie? Mamă. Bă, dar ăștia nu se mai opresc din venit, ești nebun? Hai după mine.
jos. Ușor, ușor, ușor. Nu, te băgăm, te băgăm. Ești nebun la cap. Hai, dă capul meu cu ce trage. Hai cu mine. Vezi, vezi. Octonu? O iau pe aici. Bravo. Mort? Aproape, bun. Mai angulat-i parma mare. Hai scotăm pe zoom-i. Ce ți-a zis? Mi-a zis hambar. Bezea, ești bine acolo, da? E bine, mă, bezea acolo? Bezea? Da. Mă sperii. Mamă, ești nebun ce m-a luat ăla. Vai, dacă... Ce a zis? Ți-a zis indiciu? Mi-a zis hambar. Unde e hambar? N-am trecut pe lângă hambar? Ce naiba, mă? Aulă, bă, aulă! Bă, ce-a făcut asta? Bă! Bezea! Cred că s-a capăt. Dacă e o Caterinca de-a ta. Nu poți, că mai avem de verific. Uite, vine încoa. Păduche? Mă. Și afară. Și afară de aici. Stați. Domnilor, nu-i ceea ce pare. Nu-i ceea ce bă? Doamne, ești în tine! Wow, ce avea în mână! Ce ați văzut ce avea în mână? Nu! Hai de cap! Doamne, ești în pot! Nu că să-mi băg! Mă, se aude? Se aude că se trage din casă. Ok, du-te și vezi dacă-i Zumi, hambar. Mamă... Zumi? Nu-mi face rău, te rog! Zumi, sunt eu, Mariusel, uite-ne în spate. Mariusel. Să te dezleg. Sunt eu, Marisel. Uite la mine. What? Ce ți-a făcut, Zumi? Spune-mi dacă e ceva Zumi, important acum. Uite ce a făcut. No. Asta e Zumi? Asta e. Ești bine? Nu. Ce ți-a făcut? Îți seama, uși? Multe. Mort. Ia-o pe Zumi și hai în casă, repede. Hai. O să ies? Da, vine-o cu ace. Bisea, mă auzi pe stație? Ești bine, da? Cât de cât bine? Cât de cât? Povestește-mi aici de tot ce s-a întâmplat. Liniștește, deci siguranță acum. Ce-a făcut ăsta, mă? Ce-ai făcut, mă? Zumi, stai în spate. Vii după noi, dar stai în spate, hai. Hai ușor. Fugi. Ce? Ce, mă? Hai Zumi, hai ușor Zumi, hai. Mamă, ce am făcut aici, ești nebun. Mamă, ce am făcut aici. Mamă. Nu-mi spune că a scăpat ăsta. Nu-mi spune. Zumi, după mine, Zumi, sus. Zumi. Ușor, Zumi, hai sus, că nu te iau pe din nou. Bă, vin cu oare pe te. Bă, ce ai făcut, mă? Bă, uite ce l-a dat cu capul de masă, ești nebun? Mă, bezea. Bă, bezea. Bă, ești dobitoc? E regulă măcar? Ia vezi. Are puls, mă? Are puls, e ok. Bezea? Bă, stai, eu țin de șase, că am auzit pași. Bezea. Da, ia-l tu și te țin eu. Bezea, ești cu mine?
Nu răspunde, nu răspunde. Am repede. Hai, hai. Asta mai îmi trebuia, mă. Hai, vino. Stai că mă sună telefonul. Ia-l puțin pe PZ. Ce faci? Mă sună un telefonul anonim. Lasă telefonul. E de la asta, stă. Alo. Scoam mașina. Tu, evident. Cine altcineva? Credeai că ai scăpat de Virgii. Te urmăresc pe GPS. Am în toată casa camere. Vino, cum ai să-ți pe afară. Hai, tată. Hai să mergem repede. Ia-l repede. Ia-l tu, că nu pot să-l iau. Credeai că scap de Virgii. Ia-l tu, că eu te țin. Scap mai greu ca de păduc, scârbosule. O să regrezi, o să regrezi, să știi. Te pupă, tot ce ai făcut. Și să știi că nu o să scapi. Să știi că orice ar fi nu o să scapi. Te pupă, Virgii. Ia. Hai repede, că ai scapul GPS, ia, nu știu ce. Hai. Te pupă, Virgii. Mamă, a scăpat ăsta să-mi bat piciorul. Măcar i-am omorât o bună parte din oameni, like, bună parte, pe bune. Hai că mergi. Hai. Asta zic. La Trinitas nu ai, că la cum e situația. Uite că nu mai spun față. Bă, dă-mi altă muzică, mâncați-o și gura ta. Gata? Dă-mi altă muzică. Așa. Bă, stai pe moarte și cu muzica. Păi da, pana mea, tu pui muzica populară? Bă, dar cum i-a scăpat, mă, lui Bezea? Mamă, ce au ăștia de la salvare inimă. Masca jos. Ia-l tu, Frederic, ia-l tu, că am primit să-i. Zumi, stai mașină mai bine. Stai în mașină, Zumi. Dar nu, ar trebui să vină cu noi, cred că. Că după aceea pierde, hai cu noi, că nu mai pierde de vizor, hai. Nu mă, dar voi ați văzut cum arată? Medic. Hai să crezi și ziua în care te-ai născut pentru ce i-ați făcut lui Belmi și Păduche. Cine-i Belmi? Nici nu știu ce să răspund, nu mi-a răspuns nimic. Pulsul slab și este foarte grav lovit la picior. Are și capul, cred că are și capul spart. Da? Duceți-l acolo, în sala 2. Bine, bine. Of, Doamne. Verifică dacă ai pus GPS. Bă, verifică dacă ai pus GPS sau ceva. După aceea. Că ai zis că pus GPS peste tot. Zumi, ți-ai mai revenit un pic? Să vin cu la medic. Bine. Vine cu acel medic. Cheamă un medic. Cheamă. Dai că mă să chem medicul. Stați aici. Pune-l numai pe pat, nu pe lângă pat. Pune-l tu în pat. Doamne. Wow. Petre, bă, Petre e cu păduchi. Ce, mă? De ce Petre e cu păduchi? De unde știți? Ce mai vezi, mă? De pupă Virgii. Ce Petre, mă? De ce să fie Petre? Bă, ce aveți, mă? De unde știți că vă e pe Petre? De ce știți că Petre e cu Zumi? Ai postat de la Virgii. Aici. Îl vedeți pe domnul de pe pat? Da, îl văd, ești medic rezident, acum am... Este... Cred că este lovit grav la picior, are capul spart și nu știu dacă mai are puls. Verificați. Are.
pul sale? Ce-o păți, domnul? Cum te lovi la cap? Dacă puteți spune... Nu uite, mi-a atent. Probabil a căzut, probabil a căzut și s-a lovit de o masă. De o masă? Deci a... Să zic eu, am băut un pic mai mult și el a băut prea mult. Da, bun. S-a împiedicat, a dat cu capul de masă. I-a căzut cuțit un picior. Domne, faceți-l bine, vă rog. Faceți-l eu mult, bine. Atât. Faceți-l bine. Îl doare capul și nu prea răspunde, înainte răspundea. Domnule, m-auziți? Domnule. Verifică-i pulsul că e inconștient. Te-ai zis că are puls. Are puls, da. Sper că mai are puls, nu? Ale, ale puls. Încerc să-i fac o resuscitare acum. Încerc să-i fac o resuscitare numai. Îmi place de accentul ăsta. Ce fac atunci în spital? De poze de atunci când faci. Domnul medic. Domnul medic. Da, domnul. Vă ocupați cu operații cu d-astea? Nu uita că Petrică e urmărit, noi vorbim noi, ei doar... Are domnul de aici o problemă, a băut prea mult, dar s-a dat cu capul de masă și am fipt un cuțit în picior. Păi, unde? E inconștient, e pe pat. Pulsul ăla e foarte slab, uite, am verificat, e foarte slab, domn. Păi și ce-a pățit mai exact? Păi v-am spus, a băut, nu știe, s-a dat cu capul de masă și i-a picat și un cuțit în picior. Hai odată, vindecă-l mai repede. Da, nu, da, nu știu, da, nu știu, faceți ceva mai repede. Auzi explicația. Ce să-i face cu Carly? Nu știu, băgați. Îl ducem la ola de fie, să vedem dacă are ceva. Dă-l jos din păcole. După câteva examinări am decis că va rămâne internat cam 2 zile pentru că are o fractură destul de gravă. Rămâne internat? Nu știu ce s-a întâmplat. Am înțeles, și îl lăsați aici la spital, îl operați? Păi, da. Vă încheam un echipaj mai special, deci că eu nu prea mă pricep, că sunt paramedic, după cum te vedeți. Înțeles, okay. Foarte grav, a trebuit să stea la spital, e foarte gravă. Ok, ok, am abia înțeles. Abia am pus, încercăm să facem tot ce putem, să-l salvăm. E grav? Ok, bine. Destul de grav, a trebuit să mai stea la spital, să-i facem niște analize. O să vă arătăm noi, că... Se îl vom externa. Ok, bine. Vă anunțăm noi. Dar vă frumos să aveți grijă de el, da? Avem cea mai mare grijă, așa că... Ok. Ok. Ok, ok. Ce frumoasă. Puteți de o zi bună. Bă. Da, bă. Hai să luăm mașina asta, să o aruncăm în apă. Hai. Bă. Bă. Zi. Nu știu ce să zic de bezea. O să fie ok, cred, nu? Se face bine, mă, a trecut și pe chestii mai rele. Asta zic și eu. Bă, da, sigur trebuie să-l lăsăm singur, mă? Că gen... Da, mă, un cap spar și... Un glonț în picior nu e problemă. Nu, nu-i vină asta, că e nebună asta. Asta a scăpat, frate. Da... Nu înțeleg de ce nu-i dat glonță, tu ce vrei să faci cu ea vere? Eu să-i dau glonț, bă, da, vere! Da, trebuie să-i dai glonț în cap! Bezea a zis să mă duc afară să o iau pe Zumi, nu să-i... Dacă cumva Zumi nu era în hambar, ce făceam? Hă? Dacă Zumi nu era în hambar, ce făceam? După ce o luam pe Zumi și știam că de-o trebuie, urma să-i dau un glonț, încă-ți dai seama. Ok, bine, haide să... Nu, mergem în porc și aruncă mașina. Ok. Zumi? Cine e? Stai, nu, stai, explică și mie ce se întâmplă și cu băiatul ăsta. Ce băiat? Verginica asta. Da, ar trebui o explicație. Că toate astea s-au întâmplat din cauza ta. Eu am încercat să vă explic, dar voi n-ați vrut să mă ascultați. Ia explică-mi acum. Păi și o să mă ascultați? Da, normal. Da. Și o să mă credeți? Vedem, da, după ce ascultăm. Ia zi. Aici era locul. Eu cu Virgin m-am cunoscut acum mult timp, când eu nu știam că tu ești fratele meu biologic. Eram cumva gen singură la părinți, așa credeam eu, știi? Stai, că
curios dacă ne urmărește mașina. Nu mai este. Genial, suntem și urmăriți. În fine, tu povestiște că o să mă ocup eu. Așa, deci... Deci, cum să-ți explic? Eu m-am cunoscut cu ea. Eram într-un parc, știi? Și prima oară nu mi-a zis că este dintr-o organizație de-asta puternică. Și după... Haide-i. Și după mi-a explicat că avea mulți bani, că era dintr-o organizație foarte puternică, că îmi zicea că mă poate proteja și chestii de genul ăsta. Și eu atunci, fiind mică și prostuță, ce bine ai văzut ce tu că și o nesimțită și vai de steaua mea, am, cum să zic, am zis că hai să mă pun împreună cu ea. Adică tu te-ai pus cu împreună, ea atunci tot așa era afrodită de asta? Da. Și m-am pus pentru că aveam mulți bani. Și în perioada aia, tată și cu mama, nu aveau destui bani, adică nu erau în situația în care sunt acum, știi, adică cu vile, cu mașini, cu toate astea. Eram gen destul de, na, vai de seama noastră. Și m-am pus împreună cu el ca să fac rost de bani. Și după ce am pus mâna pe banii ăia, am dispărut. Am dispărut efectiv și am încercat să stau ascunsă de el, ea. Și... Sus. Dă-te jos de mașină, trebuie să o arunc. Ok. Aoleu. Ești sigur că așa? Bă! E ok, m-am speriat. Ești ok? Că s-a văzut destul de prost. Da. Da. Aoleu. Materialistă. Mamă! Păi de cap, mă. Așa. Deci, să înțeleg că tu... Eu? Te-ai cuplat cu asta pentru că avea bani. Da, și eram în perioada aia, eram destul de hoață. Destul de hoață. Erai hoață. Sunt vremuri și vremuri. Și v-ați căsătorit? Da, pentru că mi-a promis atunci să, că dacă mă căsătoresc cu ea, o să-mi ofere mai mulți bani decât în prezent și de asta... Tu îți dai seama ce surpriză avea Bezea? Noi, de ce nu știam de treaba asta? Sau Bezea, de ce nu știa de treaba asta? Pentru că am încercat, pentru că asta a fost acum mulți ani. Mulți ani. Când eu nici măcar nu știam pe Mariusel. Și eu am încercat, na, adică da, îți dai seama că nu voiam să... Da, și îți place ce se întâmplă? Păi, dar eu nu mă așteptam să vin aici, și nu mă așteptam, adică după atâția ani, dau încolo de treabă. Adică Bezea este aproape pe moarte, să zic așa, și putea să se întâmple ceva mai grav da, cu noi. Da, știu chestia asta și știu că e vina mea și mă duc și mă sinucid atunci. No, chill, nu ai de ce să faci asta niciodată, adică pe bune. Dar vă fac rău! Ce ai, mă, ești nebun, calmează-te, vină cu aici. Ia dă-ți... Luga aia jos din cap. Sau dă-ți ce-i pe tine jos. Te-a tuns? Da.
A, nu, stă bine, stă ok. Ok, Marcel, de data viitoare când o prindem... Data viitoare când o prindem, o rezolvăm. Direct, gen direct. Pum. Nu o rezolvăm, data viitoare când o văd, nici nu stau la discuții și dau glunță. Păi da, nici nu avem de ce să stăm la discuții, că data viitoare n-are pe nimeni, sper. Acum o avea pe Zumi, Zumi nu știam unde e, nu-mi permiteam să-l omor pe singurul om care știa unde e Zumi. Zi tu că nu... Zumi, ești bine? Ai, ți-a făcut ceva gen? Mi-a făcut cam multe. Nu cred că trebuie să intrăm în detalii la... L-am văzut pe păduche cu ceva în mână și nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Era cu ceva roșii mare în mână. Mai zic da. Nu vreau să mai gândesc. Deci n-ai nimica, da? Nu vreau să mai gândesc, nu. Puțin e traume, dar poate cu timp o să-mi treacă. Serios. Bă, știu. Bă, Petre, trebuie să vedem unde e Petre. Și unde e ăsta. Marcele, vină puțin că vreau să vorbim ceva despre o persoană decedată. Zi. Bă, promitem că data viitoare când o vedem chiar o rezolvăm, pentru că s-a dus și Bueno, poate să se ducă și Bezea și... Bă, Bueno nu s-a dus din cauza mea sau cauza cuiva dintre noi. Nu contează, s-a dus. S-a dus, îmi dau seama că nici eu nu-s fericit pentru asta, știi și tu. Și vreau să-l pierd și pe Bezea. Doamne, ferește, nici eu nu vreau treaba asta, dai seama. Dar e... Dacă moare Bezea, mă omor și eu. Bă, nu e cazul. Că n-aș vedea. Înțeleg, dar nu aș știu cazul ăsta. Bine, hai să scot mașina de aici. Să plecăm. Copilul Zumi. Trebuie să vedem data viitoare. Data viitoare, guys, vă spun acum direct. Data viitoare o să vedem și copilul. Mâine... Nu se mă auzi? Da, mâine promis că mi-a arăt și mie copilul ăla mic. Că pentru el... Vreau să te întreb. Trebuie să te calmezi un pic. Vreau să te întreb. El e bine? Ăla micu? Dar să întreb Bezea, că el știe, că eu nu l-am văzut în viața mea, că pentru mine zici că l-ați ascuns de mine, că să nu cumva să-l vadă Mariusel. Bun, întrebarea e unde mergem. Mergem? Mergem la tine acasă? Acasă la mine instant, gen, nu la mine, acasă, la casă la Lucy's. La Lucy's Crap. Cu Sandy Shores? Da. Bine, rău. Oulu. Mamă, testez și eu bestia asta pe autostradă. Doamne. Unde-i păcărit-o pe asta, mă? Ai găsit-o pe acolo? Poftim? Ai găsit-o pe acolo? Nu, no, știți ce am făcut cu mașina asta? Deci am găsit-o la... un de la de dezmembrări. Și e de-aia de pe Germania. Doar o bătrânică a folosită, știi ce zic? Da, sunt sigur. Nici, vezi că n-are airbag pe partea dreaptă, eu n-am airbag, știi. N-ai airbag și nici eu n-am airbag? Da, stai un pic că... Da, asigurare ai? Parcă scoate fum. Bă, nu scoate, nu cred că scoate, mă. Stai un pic că miroase mie. Alo. 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 Bibi, ce faci? Chiar voiam să te sun. Nu mai aveam... Eram cu Sebi, am dat de mâncare lui Sebi și era telefonul încărcat. Era foame lui Sebi, gen. Ce caută cartof prăjit aici, mă, pe mod? Băi, ne duci acum acasă, e tot în regulă acasă, da? Da. Bine, venim și vorbim. Ea a plecat până la cumpărături. Cine? Doamne, Lucia a plecat pe la cumpărături, da. Petre? Am sunat-o pe Miruna și l-am trimis la ea, dar a zis că o să vină mai pe seara înapoi, nu știu când. Ok. Bine, desigur e la Miruna, da? Păi da, că okay. Mă nebunea la cap că vrea la Măsa. Ok, bun. E bine. Hai că vorbim. Da, dacă e... Bine acum, ceau. Vedem acasă. Bun, deci n-a luat-o bine. Păduchele ăla l-ai omorât, mă? Cred că da. Crezi? Sau nu știu. Băi, am dat-ne la ce se dai, n-ai văzut ce gras era? Dădeam în... Așa mânci. Eu nu știu, cred că... nu l-am omorât.
Deci avem și pe păduche și pe verdinică, dar i-am omorât doar oameni, pretimași, cred că nu? Și-a rămas stil cu verde. Oh my god, s-ar putea să mai auzim de el. Dar nu sper că nu prea curând. Data viitoare, Zumi, mergem la micul al tău, da? Știu unde... Adică și eu trebuie să dorm în casa asta de lemn? Păi, da, du-te unde vrei tu, dacă vrei. Eu vreau să... Eu, în primul rând... Da, eu am treabă. Te duci tu cu Zumi la aia acasă sau ceva. Și veniți mâine să mă lași. Vreau să vedem și cum se va simți mâine. Păi evident, evident. Dar vreau să-l văd și eu pe la mic, că mă țineți așa, zic că... Poate, Doamne ferești, nici n-apuc să-l văd. Că mor eu. Nu să-l apuc să vezi. N-ai treabă. Deci data viitoare, guys, fiți pe fază. Bine, că o să-l vedem până la micul și mai probabil. Păi și Zumi, hai mă, bine. Du-te cu Frederico și stai la Frederico sau te duci să stai eu la Zumi acasă. Eu zic aici mai bine, că eu am niște treabă. Ce treabă ai? Ce? Deci să mă duc să vopsez mașina, să iau jante, să mă mai multe. Bă, pe tine te ia acum cu mașina, mă, mâncați așa. Da, mă, da, după mă duc să-l văd și pe Bezea și după o să vin și eu, nu știu. Problema ta, numărul 1, asta este, frate. Aha. Hai, am plăcut eu. Aha. E clar. Ce părere? Iuliuța aia ca asta? Nu știu. Sau nu știu? Hai, da, știe Virginica unde stăm aici. Aolo, nu-i place. Trebuie să plecăm de aici, curând. De mâine plecăm. Bă! What? Veniți după mine. Bună ziua, ce doriți să comandați? Ce, mă? Un pat mare și bun. Veniți după mine. Ok. Du-te după el. Yes. Ia, du-te după el, Zumi, hai. Hai. Ce părere vii de nou, Luca, Zumi. Nu, nu râde că chiar s-a întâmplat o chestie nașpa, gen a fost un pic, cred că într-un fel torturat un pic. Și da, păi, a fost tuns așa. De ce? De Virginica, păi, aia, de cine oare? Era aproape să mă rinde și m-am infiltrat la 5007, i-am rupt pe băiți. Ratatatata, m-am omorât, păi cred că am omorât astăzi, Bezea? Noi trei, Bezea, eu, Frederico. Am omorât, cred că peste 70 de oameni. Nu știu, 50 păi de oameni. Păi și frate-miu Bezea. Ei, Bezea e la spital, din păcate. Păi? A scăpat Virginica, l-am lăsat cu Virginica cât m-am dus să o salvez pe Zumi și s-a cam dus pe Pili. Pentru că nu știu cum n-aiba a reușit, dar a scăpat. Nu știu cum a reușit. Trebuia să-i pune cătușii, mă. S-a plecat acum, s-a dus să-și modifice mașina. Doamne. Da. Bună, tati. Ai băgat-o la somnic pe Zumi? Da. A zis că te pupă și te iubește și pe tine, mami. E bine. Bă, Bibi, trebuie să găsim o cazare în altă parte, că nu merge aici. Aici știe Virginica unde suntem. Păi știe aia unde stăm. Păi aia e problema. Adică nu știe unde stăm noi, știe unde stă Lucy, adică... Tati. Mâine trebuie să găsim o cazare. A. Uite, eu mă numesc Sebi. Sebi. De unde ai învățat asta? Am văzut la grădi. La grădi? La fetele de la grădi? Da. Nu pot să cred, ia mai arătă-mi asta. Uite. Ai de cap, păi. Tu nu mi-ai făcut niciodată așa, Bibi. Da. Îți fac eu, tati. Nu, e ok, Sebi, stai niște. Prim mesaj. Mira, sunt într-un Audi. Asta am învățat de la mami. Așa, zic că trei. Auzi, dar Mira știi unde e? Păi, ce mă întreb pe mine? Întreb. Păi, nu știu, că... I-am luat telefonul ăsta și te să-mi înapoi. El ei? Da, el ei. Tu... Vino cu aceea să vezi și de Frederico, ia uite. Ia. Yeah. Mira, sunt într-un Audi RS5 cu 300 la oră și alergă către inima ta. Ia uite. Frate meu? Da. Mamă. Eu, Frederico?
Ce facem cu telefonul ăsta? Că nu știu unde neba e... E Mira aici, nemon. O să apară că i-am dat SIM, ce fac? Cum? Ce fac cu telefonul? Îl arunci, nu știu. Hai că-l arunc! Nu știu, lasă-l prin casă. Dă-i lubezea. Da, când o să iasă din spital. Dacă mai iese. În spital? Adică, nu, de, e, mănâncă, e, e undeva și mănâncă și o să vină înapoi, mai încolo. Ce bine, m-a speriat. Da. Mă, Sebi, stai liniștit, tot o să fie bine, ok? Ok. Da. Ok? Ok, man. Ok. Ok, bro. It's ok. Ok, okay bro. Yeah, bro. Yes, bro. Bă, dar asta micu, ziceți voi că nu-i cute, mă. Sunt pe Freddy și zic că l-ai găsit prin casă. Ah, hai să sun pe Federica să zic că i-am găsit telefonul prin casă. Creier, creier, bancă de creier. Pe el știi că nu. E la telefon. Nu, gura. Bancă de creier, chat-ul meu, e bancă de creier. Alo, da viața mea. Alo, vezi că am găsit telefonul ăsta acasă. Ce faci, mă? Am găsit telefonul ăsta acasă, tot suna, vibra. Tu ești... Bă, tu ești Frederico? Adică... Da, mă. De ce erai trecut ursuleț în telefon? Oh. Ursuleț. E telefonul Mira? Mami. E telefonul Mira? Că de pe tine. Ați imite cum mi-ai dat un ursuleț din ăla de pluș. Stai așa, că te-a ursuleț, nu? Sau o chestie de genul. Nu știu. Vezi, ea, nu... E cred că telefonul lui Mira și l-a uitat acasă. Mi-a răspuns acum câteva. Poate fi trecut pe acasă, nu știu care e treaba. Îl las aici când vine, ok? Bine. Hai, ceau. Paftă. Mersi. Și acum i-am pus mesajele. Poate uite-te-mă, da, mami. Bravo, mă, Sibi, bravo. Le dau la fete, la grădi. Le dai cursulețul în cap? Nu, le dau cadou. Și e doar un urs, cum și le plac la fetelele? Da. Păi dacă... Au zis tu, că sunt tu... frumos. E, păi normal că ești frumos. Păi normal, dacă ești îmbrăcat de la Off-White și... Ești, ești și car rău de trot, normal că ești frumos. Dacă tu nu ești cel mai drăguț copil la ducea care... Sunt curios să văd cum arată ăla, tu l-ai văzut? Tu l-ai văzut, da. Nu. Ai mai văzut, cred că, nu? Nu! What? Ok, atunci o să vezi și... O să am un prieten? Posibil. O să ai un verișor, nu prieten. Posibil. Posibil. Thank you, Frede! What? Bă, tu ai... What? Cred Freddy la număr. Wow! Wow! Freddy, cuțu, Freddy. Bă, Sebi. Nu știu cum să zic, dar am cap perfect într-o cușcă de câine. Ai grijă ce zici. Băi, am băgat soft, dar vericu. Oh, pe bune? Mamă, dar ce perversă e. Mamă. Și am pus jante și căs de Lamborghini. Jante de Lamborghini pe Audi, mamă, ce da, mișcare perversă. Păi da, uite că scrie semnul de la Lamborghini pe el. Tati. Sibi, dă-te jos. Mașina asta cred că e mai ieftină decât hainele mele. Mamă, da, hai că am plecat, pa. Du-te, mă, că trebuie să te culci acum. Că băi, tot ce ți-a zis, du-te și culcă. Nu mai e craxonat, că doarme Zumi. Bă, 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 bă! Bă! Wow! Ești idiot! Ești bine, mă? Am făcut pubă. Aoleu, ce handicapate asta. Ce unchi prost ai. Prost rău de tot, Frederico. Hai. E prost. E prost. E prost. Ce linie perversă are.
Are, tată, are, tată, ești nebun. Așa, Falu ne-a apărat pe Trovo, ca să fiți la curent când apare următorul episod. Mâine avem... Aoleu, ce mâine, mă? De ce ți-o cață răsta mată pe aici, nu înțeleg? Data viitoare avem un episod destul de important, pentru că cel mai probabil o să ne vedem cum arată copilul lui Bezea. Și pe lângă cum arată copilul Bezea, o să trebuie să vedem dacă e ok Bezea și să găsim o altă casă cumva, cred că. Da? Să știi că am pupat-o pe mătușa Zumi. Ai pupat-o? Da. Bravo. Hai, du-te și odihnește. Hai, somnișor. Sper că v-a plăcut episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu evitați să dați acolo pe butonul de like, să vă abonați, pentru că așa mă motivează să postez cât mai des seria asta de Mariusel. O să intrăm cu Bibi să ne jucăm horror. Noi facem multe chestii după episoadele de Mariusel pe Trovo, așa că vă aștept pe Trovo, pentru că oricând putem face live-uri, cum o să facem și în seara asta după episod, cu horror, cu Bibi, cu personajele, o să fie derby rău de tot.